toate că seria Steven Universe s-a terminat, i-a lăsat o mulțime de întrebări fără răspuns. Iar azi vreau să vorbim despre acestea. Fac și clipuri despre Steven Universe aici pe canal, deci bineînțeles că puteți rupe în două buton de like, cel de subscribe, dați clopoțelul pentru că veți aia ce vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Wow Wow, care zice: Sunt Game 2.0, nu știu dacă mă mai știi. Da, Gamer 2.0, te știu, bine ai venit. Și a locul de la începutul clipului. De-a lungul anilor, Steven a evoluat destul de mult, iar această evoluție a personajului o vedem pe măsură ce ne uităm la serie. Toate că această serie s-a terminat în 2019, a lăsat o mulțime de întrebări despre care s-au realizat și multe teorii așa. Una dintre întrebările lăsate este: cine este acea mystery girl care apare la un moment dat în serie, în episodul Last One Out of Beach City? Această fată semăna foarte mult cu mama lui Steven, de aceea și Pearl încearcă să interacționeze cu ea. Rolul său în toată povestea de Steven Universe este încă dezbătut de fani, dar ea rămâne așa un personaj enigmatic în serie. O altă întrebare este legată de ceea ce se întâmplă mai departe cu Jasper. Știm că acest personaj îi jură într-un fel credința lui Steven, dar cam atât. Jasper apare de multe ori de-a lungul seriei, dar cu toate acestea personajul este lăsat la o parte așa la un moment dat și nu mai este chiar atât de important așa. Una dintre întrebările de bază așa legate de Steven Universe este dacă Steven este sau nu om. Nu știm ce se întâmplă cu Steven dacă diamantul său este distrus și anume dacă nu se mai poate reîncarna, dar ceea ce știm este că Steven este sens. Familia lui Greg este și ea un mister în serie, deși nu se fac unele reveals cu privire la ea. Greg nu-i spune lui Steven niciodată ce s-a întâmplat cu părinții săi, ci doar că aceștia se bucură de viața lor din Florida. Un alt lucru fără răspuns este ce s-a întâmplat cu forma de Godzilla a lui Steven. Cu toate că monstrul respectiv dispare la finalul episodului I Am My Monster, nu se spune exact dacă această nouă abilitate a lui Steven poate fi folosită și pentru bine. Rămâne așadar una dintre abilitățile așa cu multe semne de întrebare ale personajului. Iar dacă tot am vorbit despre Steven Universe azi, uite aici un clip în care zic cât de big este Steven Universe Multiversus, jocul celor de la Warner. Ia bag un tip aici ca să vezi despre ce e vorba.